Discutăm astăzi despre o lecție foarte interesantă. Discutăm despre țesuturi. Este o lecție puțin mai dificilă, deoarece trebuie să treci prin tot manualul pentru a aprofunda toate sistemele și a le înțelege toate țesuturile. Dar încercăm să facem niște asocieri logice și încercăm să vedem dacă putem să reținem așa mai bine. Pentru mai multe detalii, intră pe www.meditații-medicină.ro. Găsești acolo lecții, găsești la fiecare lecție teme alocate, temele au explicații pentru fiecare grilă și găsești teste de nivel mediu, avansat, toate cu explicații sau grile de exercițiu. www.meditații-medicina.ro Bun, să începem! Lecția noastră de țesuturi se bazează pe manualul pentru clasa 11 a cel roșu de biologie de la editura Corint, cel care este în bibliografia examenului de admitere la medicină. Acolo știți că aveți la început un tabel minunat care vă împarte țesuturile în patru mari categorii. Țesutul epitelial, țesutul conjunctiv, țesutul muscular și țesutul nervos. Într-adevăr, ne-au cam dat dureri de cap aceste țesuturi și tabelul din manual, dar copiii care dau admiterea la medicină sunt plini de voință și ambiție, așa că am încredere că veți vrea să-l aprofundați. Bun, ce știm noi despre țesuturi? Știm că pornesc de la celula ou, celula primordiară, zigotul, care prin diviziune repetitivă formează celulele organismului nostru, toate. Acestea migrează în diferite regiuni și, sub acțiunea factorilor locali, sub acțiunea factorilor externi, se diferențiază, se modifică și se organizează sub formă de aceste țesuturi. Deci, un țesut este alcătuit din grupări de celule cu aceleași caracteristici morfofuncționale și structurale, și care vor îndeplini, evident, aceeași funcție. Ce e important de reținut? Că avem trei țesuturi specializate. Țesutul epitelial, muscular și nervos. Fiecare are funcții foarte bine definite, iar cel conjunctiv este în speța un țesut de însoțire. Este conjunctiv, cum zice americanul, connectiv. Este cel care însoțește alte țesuturi și le ajută să-și îndeplinească funcțiile mai bine. Deci avem patru tipuri, din care trei sunt foarte specializate, iar al patrulea le ajută foarte mult. Începem cu fiecare în parte. Spuneam că sunt patru tipuri, ne ocupăm întâi de țesutul epitelial. Clasificăm și ordonăm țesutul epitelial în funcție de trei mari criterii. Primul criteriu, în funcție de funcție, în funcție de rol în epitelii de acoperire, sunt la suprafețe, epitelii glandulare, formează glandele, sunt secretorii, și epitelii senzoriale, adică formează analizatorii, formează organele de simț. Un alt criteriu este după tipurile de celule, atenție, după tipurile de celule aflate în plan superficial, deoarece numai acestea își vor modifica forma, în pavimentoase, aplatizate, cubice, au formă de cub și cilindrice. Și clasificăm în funcție de numărul de straturi, în țesuturi epiteliale unistratificate, un singur strat, pluristratificate, multe straturi și pseudo-unistratificate, fals stratificate, aparent stratificate, pseudo. Începem cu cel epitelial de acoperire, deci de suprafață, unistratificat, simplu se mai numește acesta. Este pavimentos simplu, cubic simplu și cilindric simplu în funcție de forma celulelor. Ne ocupăm de cel pavimentos simplu. Se găsește la nivelul vaselor sanguine și limfatice, le tapetează, este în interiorul acestora spre lichid, spre sânge sau spre limfă. Ce mai putem spune despre acesta? Este că prezintă o membrană bazală, este o structură celulară, o membranuță prin care trec substanțe atât dinspre epitelial, spre conjunctivul de dedesubt, cât și invers pentru a-l hrăni. Celulele sunt aplatizate, sunt mititere. Deci, un stratificat pavimentos simplu pe tunica interna vaselor sanguine. Cel de-al doilea, cubic simplu, se găsește la nivelul mucoasei bronhiolelor. Bronhiolele sunt căile aeriene, cele care intră în profunzimea plămânilor, adică cele mai mici rămurele, și atunci este normal să avem celule unii stratificate, pentru că peretele lor trebuie să fie subțire, ele sunt mititele și de asemenea asupra lor nu acționează factori externi foarte agresivi, este doar aer pe acolo, nu apasă pe ele, deci un unii stratificat simplu. Cubic, de asemenea așezat pe membrana bazală, structura A celulară, care desparte puțin epitelialul de conjunctiv din, uh, de dedesubt. Aceasta este o bronhiolă, vedeți, la exterior avem membrana bazală cu verde, iar la interior sunt celulele pe un singur strat de formă cubică ale uh, al epitelului de acoperire. De acoperire, dar Tapetând, ca să vă imaginați puțin, așa. Aceasta este o secțiune transversală în microscopie electronică, unde vedem de asemenea celulele cubice, unicelulare, ale bronhiolelor căilor aeriene mici. Și ultimul, tot stratificat. am vorbit despre pavimentos, am vorbit despre cubic și vorbim despre cilindric, tot simplu. Care se găsește la nivelul mucoasei tubului digestiv, e. porțiunea unde au loc absorbțiile, pentru că am absorbția acolo. Evident că trebuie să avem un singur strat de celule pentru ca nutrienții să treacă foarte repede. De asemenea, ceea ce nu se spune în tabel, dar cumva deducem din restul manualului, și mucoasa tubului urinifer este de asemenea alcătuită din celule cilindrice simple pentru că și acolo avem reabsorpții într-un mod asemănător cu tubul digestiv. Acest țesut poate prezenta cili sau microvili, sunt prelungiri membranare permanente care formează ca degetele de mănușă o margine în perie, un platou striat se mai numește, care crește suprafața de absorpție a structurilor de la nivelul tubului digestiv, structuri numite vilozități intestinale, vil, proeminență. Deci, la nivelul tubului digestiv, pentru ca nutrienții să nu treacă direct, să scape neabsorbiți în 5-7 metri de intestin, începem să îi plimbăm. Știți, e ușor să spui că între două orașe de munte sunt 5 km. Da, dar dacă aceste orașe sunt despărțite de niște coline, atunci drumul este foarte lung, nu este doar de 5 km în linie dreaptă. La fel e și tubul digestiv. Deci, în loc ca nutrienții să o ia drept, o să -o ia pe aceste vilozități să se plimbe, iar aceste vilozități, la lândul lor, sunt tapetate la suprafață de celule cilindrice simple care au și microvile acestea și mâncarea trece și printre ei. Deci, drumul este infinit mai lung decât dacă ar fi luat-o drept. Bun. Sau, țesutul poate să fie neciliat. Ca și aspect. De asemenea, avem o membrană bazală pe care sunt celulele noastre cilindrice, ciliate sau neciliate, iar de desubt va fi țesutul conjunctiv care le hrănește. Am încercat aici să sintetizez printr-un filmuleț ceea ce am discutat până acum. Deci, țesutul epitelial are trei tipuri de celule așezate pe o membrană bazală, celule pavimentoase, aplatizate, cubice sau cilindrice, pe un singur strat unii stratificat. De de este ceea ce vă povesteam înainte, țesutul conjunctiv, care îl va ajuta pe cel epitelial să se hrănească, deoarece are vase de sânge, are vase atât arteriale cât și venoase, are vase limfatice, are terminații nervoase care îl ajută să um, își îndeplinească și un rol de analizator, de organ de simț, are receptori, diversi receptori pe care îi învățăm la analizatori, deci sesutul conjunctiv conectiv de, de, de sub, îl ajută pe epitelial să-și îndeplinească funcția, deoarece sesutul epitelial, cel de suprafață, nu este vascularizat. În primul rând nu este vascularizat pentru că la suprafață nu este ok să punem vase de sânge și orice mică abraziune să lezeze aceste vase de sânge. De asemenea, el se multiplică foarte repede are o rată de diviziune foarte mare, tocmai pentru că um, este în contact cu factorii externi, este agresat și atunci celulele lui mor repede, dar se și regenerează. Au capacitatea de regenerare foarte rapidă. Bun, și spuneam că sub epitelial avem conjunctivul, că avem cele trei forme de celule, fiecare găsindu-se într-o anumită structură. De exemplu, cel cubic am stabilit că se găsește la nivelul bronhiolelor. Bronhiolele sunt tuburi aeriene foarte mititele care se ramifică, se ramifică și vor împinge aerul, vor transporta aerul spre alveole unde au loc schimburile de gaze. De ce la nivelul unei bronhiole avem o formă cubică? Și, de exemplu, la nivelul unui vas de sânge avem o formă pavimentoasă a celulelor, este pentru că prin bronchiolă trece doar aer, acesta nu are o forță propriu să nu împinge pe perete, pe când la nivelul vaselor de sânge sau limfatice aici avem o a, curgere turbulentă, o curgere agitată a lichidului, care aplatizează aceste celule, le împinge spre perete. Bun, și despre cel cilindric ce vă povesteam, există formele acestea, alțimile acestea preeminențe numite vilozități intestinale, care la suprafață sunt tapetate de celule mai înalte, de ce mai înalte? Pentru că absorb nutrienți pe acolo și încă continui să-i prelucrez. De exemplu, grăsimile formează în enterocit kilomicroni format de transport mai departe a lipidelor în limfă. De exemplu, ditripeptidele le sunt lizate în continuare până la stadiu de aminoacizi. Ce vreau să spun este că într-o astfel de celulă încă există metabolism, încă există digestie și trebuie să ai și spațiu să desfășuri această activitate, ceea ce nu este suficient într-o celulă pavimentoasă sau cubică. Iar la suprafața celulelor noastre, vedeți, prezintă această margine în perie, platou striat. Bun, asta a fost cu celulele unistratificate ale țesutului epitelial simplu. Discutăm în continuare de țesutul pluristratificat, tot epitelial de acoperire, pe care îl împărțim în funcție de forma celulelor de suprafață, tot în pavimentos, cubic și cilindric, și apare aici o nouă categorie de tranziție. Discutăm de cel pavimentos, care se găsește la nivelul pielii. La suprafața pielii, acum fiind suprafața tegumentului, intemperiile um, îl agresează, îl aplatizează Certul. ca pavelele. De aceea apare acest pavimentos. Discutăm de pavimentos doar în stratul de celule superficial deoarece la bază, la bază avem celula primordială, celula stem, care are formă globuloasă. Pe măsură ce se multiplică, se ridică în straturi, aceasta începe să fie înghesuită, împinsă din exterior. Celulele își modifică forma, devin poligonale și tot când, tot urcând, la suprafață, acumulează o substanță, o substanță rezistentă, cornoasă, Cheratina care la un moment dat va împinge nucleii celulari la exterior, astfel încât tot stratul superficial de fapt va fi făcut doar din cheratină și vedem de sub celulele iar mai jos, înghesuite, poligonale, au formă diferită, iar cele de bază sunt globuloase. Dacă discutăm despre mucoase. Pielea toată se continuă la nivelul mucoaselor, la nivelul orificiilor, cu mucoasele și vorbim de mucoasă, de exemplu, bucală, faringiană, esofagiană și așa mai departe, atunci avem tot așa mai multe straturi pentru că pe acolo tranziționează lucruri. Trec uh, alimentele, de exemplu, prin cavitate bucală, faringe și esofag, deci trebuie să fiu pe mai multe straturi, pluristratificat, dar nu mai este nevoie de keratină, nu mai este nevoie de uh, substanța care respinge apă în speță, pentru că tubul nostru digestiv, de exemplu, și alte tuburi sunt acoperite, sunt tapetate de mucus cu rol foarte important în protecție. Și ceea ce înainte ca și protecție oferea cheratina, acum pe interior oferă mucusul. Deci, în concluzie, țesutul epitelial de acoperire pluristratificat se găsește la nivelul epidermului, a pielii, la exterior sau la nivelul mucoaselor, la interior. Poate să fie keratinizat la exterior sau necheratinizat la interior. Bun. Tot pluristratificat, dar de data aceasta cubic și cilindric formează canalele glandelor exocrine. Și ne ocupăm de cei doi C. C, C, cubic și cilindric. Imaginați-vă așa. Avem pielea. Țesut epitelial pluristratificat pavimentos, am spus. De ce pavimentos? Pentru că este apăsat, este presat de factorii externi. Dar din acest epitelial se formează glanda noastră secretorie. Cum se formează? Țesutul epitelial se invaginează, intră, face o adâncitură, se invaginează, deci aveam plorii stratificat înainte, o să am plorii stratificat și acum, și se formează un tub, iar la bază se formează glomerulul glandei. Bun, pe acest tub trece produsul de secreție al glandei, trece salivă, trece sudoare, trece ceva mai puțin agresiv decât um, factorii cu care uh, se confruntă epiderma. Și atunci, canalul glandei nu este pavimentos, nu este atât de apăsat. Este puțin mai înalt, cubic sau cilindric. Sper că am putut să reținem din asta. De ce plurii, pentru că se formează din piele? De ce nu pavimentos, dar cubic și cilindric, adică celulele sunt ceva mai înalte? pentru că um, nu a fost atât de apăsat. Și ultimul epiteliu pluristratificat este cel de tranziție. Se găsește la nivelul uroteliului. Acum, uroteliu înseamnă țesutul epitelial care tapetează pe interior vezica urinară, care tapetează pe interior ureterele, uretra, deci locul pe unde trece urina. Urina este agresivă, este ca și substanță foarte um, nu neapărat toxică, cât um, agresivă, este uh, dură. Și atunci, uh, deoarece celulele supuse acestei tranziții ale urinii sunt distruse, încerc să le refac din nou, iar sunt distruse, iar încerc să le refac. Atunci când construiești ceva dar la modul acela uh, rapid, iese cum iese. Nu mai au o anumită formă, nu mai sunt fie cubice, fie cilindrice. Celulele ies cum se poate, sunt tranziți între forme și alte forme. Ca să nu mai spun, priviți puțin desenul, celulele sunt mari și cumva închise pentru că. Bezica urinară sau ureterul sunt închise în mod normal, dar în momentul în care se umplu de urină, ele trebuie să aibă o membrană de rezervă ca să se deschidă, să prindă, să, um, să aibă loc această, acest volum de urină. Deci, celule de tranziție. Între mai multe forme... Pentru a asigura această rezervă de membrană, și pentru că există o regenerare foarte rapidă și nu tocmai uh, eficientă a țesutului agresat de urină. Bun. Și asta a fost cu țesutul epitelial de acoperire pluristratificat pe mai multe straturi. Ultimul de acoperire. Pseudostratificat, se mai numește și columnar pentru că are formă de coloane, este înalt. Este pseudostratificat pentru că dacă mă uit la el, văd nucleii pe diferite, la diferite niveluri și mă minte, la, la microscop dacă mă uit, mă minte imaginea, îmi dă impresia de mai multe straturi, este fals stratificat. Dar dacă privesc cu atenție, observ că pe membrana bazală toate celulele au un contact mai larg sau mai puțin larg. Deci, teoretic, toate celulele mele sunt așezate pe membrana bazală. Toate celulele mele sunt pe un singur strat, și atunci unii stratificat. Dar fals stratificat am ajuns la pseudostratificat sau columnar sub formă de coloană. Imaginea pe care o aveți voi în manual al acestui țesut epitelial pseudostratificat este la nivelul analizatorului olfactiv, unde în mucoasa nazală observ neuronii, receptorii analizatorului specifici. și printre ele celulele mucoase, celulele epiteliale care deși vedeți au nuclei la diverse înălțimi, îmi dau impresia asta de fals stratificare de fapt toate celulele sunt în contact cu membrana bazală deci epitelul este pseudostratificat sau columnar imagine de columna acesta la rândul lui poate să fie ciliat sau neciliat. Ceea ce am pe mucoasa nazală, evident, se va continua și mai pe mai căile aeriene. Sunt pe un singur strat, pentru că trece aer, deci nu este cine știe ce -a agresat. Uh, următoarea cale aeriană, nu vorbim de faringe, care este cale comună cu digestivul și atunci pe acolo mai trece și mâncarea. Următoarea cale aeriană, trahee, iar trahea de asemenea se împarte în bronhile mari care intră în plămâni și acestea tot un astfel de țesut epitelial pseudostratificat au cu atât mai mult aș vrea să vă imaginați încă ceva. Pe aici intră aerul. În mod normal, celulele sunt, să zicem, cilindrice, una lângă cealaltă, aliniate și organizate. În schimb, pe lângă moleculele noastre de oxigen, dioxid și așa mai departe din aer, mai intră praf. Praf care mi agresează celulele și câte una moare. Na, celula vecină nu poate să lase așa o gaură prin meu și ele se vor apropia, vor uni acest spațiul, vor acoperi astfel încât să-i dea timp celei de dedesubt să crească, deci automat am celulele înalte cu nuclei sus și celule mici cu nucleul jos și impresia asta de fals stratificare pe zonele pe unde îmi intră aerul, pentru că există totuși o agresiune ocazională, nu, dacă locuim într-un oraș mai aglomerat, mai mult decât ocazională, când ne intră prin căile aeriene particule de praf sau știu eu ce alte lucruri. Să mergem mai departe, sper că ați înțeles: tesutul epitelial, cel de acoperire, și rămân la țesutul epitelial glandular sau secretor. Îl împart în glandular endocrin, exocrin și mixt. Îi spune și numele că este un amestec în endocrin și exocrin. Mă joc cu țesutul endocrin. Particular pentru acesta este că își să produsul de secreție, adică hormonii, direct în sânge și este organizat în trei forme. Cordoane, folicul și insule unde vedem cordoane. La voi în manual aveți o imagine la glande în care ne arată deasupra rinichiului suprarenala, iar glanda suprarenală are la rândul ei o porțiune de înveliș, un, un cortex, corticosuprarenală, și un miez, medulo-suprarenală. Dacă iau corticosuprarenală și o privesc la microscopie, observ acest aspect. Bun, ce văd aici? La suprafață vă țesutul epitelial de acoperire. Always, forever. Ce e de suprafață? Fie că e o suprafață externă, fie că e o suprafață internă, dacă vorbim de organe cavitare, de tuburi, uh, vom vedea țesutul epitelial de acoperire pe un singur strat, dacă pe acolo nu avem agresiune și mai mult decât avem absorții, pe mai multe straturi, dacă pe acolo lucrurile sunt mai uh, dure. Bun. Ce am de desubt? Am țesutul secretor, țesutul glandular pe trei straturi. Notat aici A, B și C. Iar ultimul strat este de fapt medul suprarenal, acea care secretă adrenalina. Bun. Dacă mă uit pe stratul B, aici, văd un aspect din acesta de cordoane. Cele trei straturi sunt așa, de sus în jos. Glomerular, fascicular și reticulat ca un CFR modificat, GFR, glomerular fasciculat și reticulat, iar cel din mijloc, zona fasciculată, cea care secretă hormoni glucocorticoizi, are aspectul acesta de cordoane. De asemenea, unde avem? Avem în adenohipofiza. Adenohipofiza este de asemenea o glandă care secretă mulți hormoni și de aceea avem puțin cordoane organizate pentru fiecare dintre ei. Și paratiroidele, paratiroidele care se găsesc în spatele tiroidei, sunt patru glande mititele, de asemenea sub formă de cordoane. Deci, trei glande cu cordoane pentru noi momentan adenohipofiza, paratiroida și corticosuprarenala, mai ales în zona fasciculată, zona de mijloc. Bun, alt tip de organizare, cea sub formă de folicul. Foliculul este la nivelul tiroidei, ce este, un folicul este ca o minjuță tapetată la exterior de celule, în cazul acesta tireocite, cit celulă tireo din tiroidă, care vor secreta hormon tiroidien și îi vor stoca aici, în centru, în această zonă omogenă pe care o vedem noi acolo, un coloid, pentru a putea da mai departe hormon tiroidien ca și bum, ca și um, rezervă masivă în momentele de stres, criză și așa mai departe. Bun, și ultimul, insulele. Am acoperit insulele. Tesutul glandular de tip insular se găsește la nivelul pancreasului endocrin și după nume, ghiciți ce secretă, insulina. Da? Deci, acesta este pancreasul, este așezat în potcoava duodenului, potcoava, forma de potcoavă, iar um, el, tot pancreasul, sper să produce, prin canale exocrine, produce um, enzime de digestie, enzime necesare procesului de digestie. Dar pe aici, observ aici cu mo, niște insule de celule, insulele Langerhans, locul preferat de călătorial al studentului la medicină, cum era, Așa, insulele Langerhans care vor secreta insulina și glucagon. Vom discuta mai multe la glande. Bun, aceasta a fost cu țesutul glandular secretor endocrin. Cel exocrin. Cel exocrin este fie simplu, de formă tubulară și acinoasă, fie compus între cele două, tubul acinos. Ca aspect avem un tub, avem un acin ca un strugure cu uh, multe ramificații și avem tubul acinos, multe tuburi, din ce în ce mai ramificate, iar la final formele de acini. Deci, exocrin este simplu, fie tubular, fie acinos, sau compus, tubul acinos. Și ultimul țesut glandular sau secretor este mixt, atât endocrin cât și exocrin, sunt trei glande la noi în corp, pancreasul, testiculul și ovarul, despre pancreas am vorbit puțin mai înainte, am spus că avem enzime de digestie care prin canalele pancreatice vor ajunge în tubul digestiv și își vor face procesele, dar printre aceste uh, forme, printre acești acini care secretă enzime, avem și micile insule Langerhans care secretă insulină și glucagon. De asemenea, testiculul. Testiculul are o funcție exocrină, formează spermii din tubii seminiferi, spermii care ajung la exterior, deci exocrin. Dar, de asemenea, avem și hormon, testosteronul. Testosteronul făcut din cele interstițiale la interstițiu înseamnă țesut, înseamnă pe acolo printre. Componentele principale, deci prin țesutul ăsta, răspândit prin interstițiu, avem mici celule numite laidic, care secretă hormonul testosteron, care va fi preluat de vasele de sânge și ajunge în circulația sistemică și își face funcțiile. Știu eu, să rămână bărbații fără păr, să fie musculoși, să aibă laringele gros, să vorbească gros și așa mai departe. Și ultimul organ cu funcție mixtă, endocrină și exocrină, este ovarul, ovarul care, din punct de vedere exocrin, va forma ovulele care ajung la exterior, pe trompe, uterine, uter și așa mai departe, iar din punct de vedere endocrin, produce estrogen, produce Progesteron sunt la preluate la de, sânge, de sânge, ajung în circulația sistemică și, de asemenea, își formează funcțiile și uh, exercită funcțiile la nivelul organismului feminin, acelea ca, de exemplu, doamnele să fie drăguțe și amabile. Bun, discutăm despre țesutul epitelial, ultimul epitelial, deci a fost de acoperire, a fost glandular și ultimul este senzorial. Nu îl detaliem foarte mult pentru că vă ocupați mai mult la analizator de acesta. Ca și idee avem niște specializări în membranare permanente la suprafață, fie cel, fie microvili, care prin mișcare creează o depolarizare, creează o transformare a excitațiilor din mediul extern, în impuls nervos și de aici vor fi transmise pe căile a, nervoase până la cortex și prelucrate. Ca și exemple, avem analizatorul gustativ, unde fiecare celulă senzorială al microvil sau un cil gustativ care se mișcă și care creează această depolarizare, avem analizatorul acustic, de asemenea, uitați aici, mulți cili, aceștia vor se vor mișca și vor crea fie o depolarizare, fie o uh, intensificare a uh, auzului, fie o hiperpolarizare, o uh, pauză între sunete și avem, de asemenea, analizatorul vestibular, tot cu cili, care se mișcă în funcție de mișcarea noastră a capului, a corpului, astfel încât ne dă informații despre echilibru, analizatorul vestibular. Bun, acesta a fost țesutul epitelial. Discutăm mai departe, în cele patru categoriale noastre, discutăm despre țesutul conjunctiv, conectiv. Țesutul conjunctiv, la rândul lui, se împarte în țesuturi conjunctive moi, semidure, dure și fluide. Deci, din ce în ce mai dur până când a curs de tot. Deci, moi, semidure, dure și fluide. Și începem cu țesutul conjunctiv moale. Moale și mai moale, adică lax, care însoțește alte organe, este foarte bine vascularizat, este foarte bine uh, reprezentat ca și vase de sânge și limfatice, îl ajută pe țesutul epitelial de deasupra să se hrănească. Unde se găsește acesta? Mai ales în hipoderm, în hipoderm unde pot întesa în acest țesut conjunctiv moale, țesutul adipos. La unii se îndeasă mai mult decât la ceilalți. Bun. Sesutul conjunctiv moale reticulat. Reticulat pentru că este bogat în fibre de reticulină care formează un fel de rețea. O rețea în ochiurile căreia se află Substanțe fundamentale, dar și celule de origine ale elementelor figurate ale sângelui. Mă gândesc acum la hematii limfocite. Ce se întâmplă cu această rețea? În această rețea ajung celulele produse de măduva hematogenă, hematosematigenă generează, deci la nivelul oaselor late, scurte, la copii chiar și la nivelul oaselor lungi, se găsește o măduvă roșie care produce multe celule, dar sunt celule tinere care nu au o specializare anume. În momentul în care a ajuns la nivelul organelor care au acest țesut reticulat, cum ar fi timusul, ganglionii, vorbim despre ganglionii limfatici nu nervoși, splină, chiar și măduva în sine este făcut așa, în momentul în care am ajuns în ochiurile acestei rețea, celulele sunt prinse în ea. Se secretă anumite substanțe care influențează celulele respective și le favorizează dezvoltarea, le favorizează specializarea într-o anumită direcție și atunci se vor transforma într-un anumit tip de celule, cum ar fi, de exemplu, în timus. În timus se formează limfocite de tip T, limfocite cu rol în imunitate celulară. Dacă am ajuns în ganglionul limfatic, acolo se formează limfocite de tip B, blad, pe care sanguină. Și așa mai departe. Deci, reticulat în organe care au legătură cu um, hematopoeza, cu celulele sângelui pe care încearcă să le specializeze, ținându-le puțin legate în această școală a organului. Tot țesut conjunctiv moale, dar fibros, se găsește cam în majoritatea structurilor care au legătură cu locomoția. De exemplu, avem tendoane, sunt fibroase că trebuie să fie de rezistență, dar sunt destul de moi pentru a-și îndeplini funcția. De exemplu, ligamente, același lucru. Sunt moi pentru a avea male abilitate, dar sunt fibroase pentru pentru a realiza funcția aceasta de legătură de rezistență. Aponevroze, știm în manual aponevroza lombară, care fixează mai mulți uh, mușchi, mari dorsali, fesieri și așa mai departe. Uh, tot așa, este o structură moale, adică dacă palpăm porțiunea posterioară a spatelui, nu simțim ceva că se opune, nu este tare dar, în schimb, este fibroasă ca să-mi confere uh, rezistență. Diverse faștii care înveresc mușchii, de asemenea. Ați văzut, ați mâncat uh, puiuț și ați văzut acolo la suprafață uh, faștii sau se vede și mai bine faștia de la mușchiul de vită pe care trebuie neapărat să o desfacem ca să putem să o facem comestibilă. Sau la nivelul organelor. Organele la suprafață sunt învelite de capsule de protecție. Trebuie să fie moi pentru că organul are tendința de a-și modifica dimensiunile în funcție de activitate, dar trebuie să fie rezistente, deși fibroase, pentru a conferi funcția de protecție. Da? Deci, țesuri conjunctive moi sau fibroase tendoane, ligamente, aponevroze, fascii de înveliș ale mușchilor sau ale organelor, formând capsule, hepatică, renală și așa mai departe. Toți de sunt conjunctiv moale. A patra categorie, elastic. Este bogat în fibre de elastină, deci îmi conferă elasticitate și se găsește tot la nivelul vaselor de sânge, dar nu pe interior, cum era cel epitelial de acoperire. Acesta acoperea interiorul, pentru că pe aici trecea sângele prin interior. Da? Următorul strat, tunica medie, are aceste fibre de elastină care sunt niște fibre foarte ondulate, astfel încât se pot întinde și reveni la loc. Se pot întinde și reveni la loc. Deci, vase de sânge. Care pot să pulseze, de exemplu, atunci când coloana de sânge trece pe acolo. Și ultima categorie, a cincea, a țesuturilor conjunctive moi, țesutul adipos, conțin celule sub formă globuloasă. Globuloasă, care acumulează grăsime, acumulează multă grăsime și împinge nucleul la exterior, la uh, periferie, astfel încât sunt celule cu uh, nucleu excentric. Unde găsim aceste suta îl găsim în piele, la nivelul hipodermului, ultimul strat, cel mai profund. De asemenea, se găsesc și unor organe cu rol de protecție. De exemplu, în această poză, Observați rinichii, aceștia se găsesc în partea anterioară a ultimelor două coaste și atunci ei s-ar lovi în permanență de coaste. Pentru a-i proteja, există țesut adipos în jurul lor, o grăsime perirenală care îi culcușește bine și nu-i lasă să se lovească. La fel se întâmplă și la nivelul globului ocular. Globul ocular, în nevoia lui de adaptare, de a capta imaginile repede, se mișcă foarte rapid, are o vibrație pe care nici măcar nu o putem percepe cu ochiul liber, și atunci s-ar lovi foarte ușor de orbită, de oasele care ne formează orbita. Deci, în jurul lui trebuie iarăși făcut un cuibuleț unde să stea uh, moale și pufos uh, globul ocular. Deci, o grăsime uh, posterior de globul ocular cu rol de protecție. Am terminat cu țesuturile conjunctive moi. Trecem la țesuturi conjunctive semidure, se mai numesc cartilaginoase. Cartilajele putem să spunem că sunt mai tari decât conjunctivele moi, dar nu atât de tari cât osul, deci semidure. Ce categorie avem de țesut cartilaginos? Țesut cartilaginos hialin, elastic și fibros. Deci moale sau elastic sau mai dur, mai rezistent, fibros. Țesutul cartilaginos hialin se găsește mai ales la nivelul căilor aeriene, acum. Dacă discutăm de trahee, dacă discutăm de bronhile care intră în plămâni, de căile aeriene mari, aerul trece pe acolo, el nu opune nicio rezistență, am zis, pe pereți, deci tendința acestor pereți ar fi să se închidă mai ales că avem mucus acolo care ne umezește căile aeriene și tendința lichidului este să se adune, să se împacheteze și n-ar lipi căile aeriene. Deci trahea noastră, dacă nu ar exista la suprafață niște inele de țesut cartilaginos, niște cartilaje, niște cartilaje mai moi, nu excesiv de tari, că nu ne trebuie cine știe ce rezistență acolo, atunci s-ar închide, ar colaba. Îmi place foarte mult acest uh, filmuleț în care ne arată mecanica respiratorie, cum se ridică coastele, cum se ridică diafragmul, uh, astfel încât să facem inspir și expir. Bun, deci, țesutul cartilaginos ialin care intră la nivelul cartilajelor costale, de asemenea, și ele trebuie să se miște, ați văzut. Uh, trebuie să fie ceva de rezistență mai tare, cartilaj, dar nu foarte tare. Laringele, traheea, bronhia, de asemenea, același lucru. Bebelul, când se dezvoltă, se dezvoltă tot pe un astfel de țesut cartilaginos, moale, adică hialin, deci țesutul embrionar. Ce frumos avem aici laringe, trahee, bronhile principale, bronhile mari și bronhile următoarele ramuri. Și se văd foarte bine și cartilajele inelele de cartilaj care ne țin deschise aceste căi aeriene, iar la nivelul copilului aveți voi un desen în manual, care trebuie urmărit în detaliu. Acolo vedeți că osul inițial este un țesut cartilaginosialin, unde apar zone de osificare, mă rog, întâi în diafiză, apoi în epifize și se osifică până la final. Totuși, totuși la suprafața epifizelor, deci zonele unde epifizele se vor articula interosos, acestea în continuare vor rămâne cartilaginoase, hialine, nu se vor osifica niciodată complet. Iarăși un filmuleț care îmi place aici vreau să vorbesc de cea de-a doua categorie a cartilajelor, cartilajele elastice. Aceasta este epiglota. Ce avem aici? Avem faringele care comună pentru alimente, dar și pentru aer, iar el comunică cu două tuburi. Posterior cu esofagul, pe aici o vor lua alimentele, iar anterior cu laringele, pe aici o va lua aerul. Orificiul acesta de suprafață al laringelui se numește glotă. Asta este orificiul prin care intră aerul. Glota. Se ridică atunci când uh, înghițim, trebuie să se acopere pentru ca mâncarea să nu ia pe calea aeriană, se ridică și se astupă cu acest căpăcel, ca să-i zicem așa, epiglota. Na, toată ziua acest laringe tot lovește în epiglota. Ea trebuie să fie puțin elastică, trebuie să nu fie dură, să fie casantă, să se rupă, să nu fie fibroasă. Trebuie să fie elastică pentru a amortiza acest șoc pe care laringele îl oferă în permanență când noi înghițim. Da? Deci cartilaginos elastic la nivelul epiglotei și de asemenea la nivelul pavilionului urechii, porțiunea externă. Și aceasta o simțiți că este elastică, ne mai trage Mama de urechi se mai lungesc, deci revine la normal situația. Sunt țesuturi uh, cartilaginoase elastice. Și încă un țesut, un țesut fibros, tot cartilaginos, dar fibros, intră în alcătuirea discurilor intervertebrale și meniscurilor. Deci, zone unde cumva acolo chiar există presiune și chiar există um, forțe care apasă, și ne trebuie o rezistență foarte mare. La nivelul coloanei vertebrale, între două vertebre există aceste discuri intervertebrale care ne oferă o posibilitate de amortizare a șocului, dar de asemenea și de susținerea greutății. În ceea ce privește meniscurile articulare, dacă nu ar fi meniscurile, articulația noastră ar jungla dreapta stânga. Dar ca niște pene, meniscurile acestea se interpun între capetele, aici avem femurul și tibia, articulația femurotibială, între capetele epifizelor distală de femur proximală de tibie, astfel încât mișcarea piciorului să fie doar anteroposterioară și să nu fie laterală. Pentru că noi am interpus aici Două discuri, două pene, ca să zicem așa, care nu le lasă să se miște, să jongleze. Acestea sunt meniscurile articulare. Deci, ne trebuie rezistență. Gândiți-vă și dumneavoastră, la nivelul genunchiului, la nivelul coloanei vertebrale, clar acolo sunt zone de susținere a greutății și, deci, trebuie o rezistență extrem de mare. Și asta a fost cu țesutul conjunctiv semidur sau cartilaginos. Al treilea. Țesutul conjunctiv dur sau osos este alcătuit din celule, celule care pot să fie de trei tipuri. Celurile Celulele tinere se numesc osteoblaste, sunt celulele care se pot divide în continuare, blast, tu să crească în continuare, să suferă procese de diviziune, deci celulele tinere, osteoblaste, vom vedea mai departe în manual, că osteoblastele sunt influențate de estrogeni care stimulează această producție osoasă, deci doamnele au un os mai tânăr, spre deosebire din păcate de domni, care odată Maturizate, osteoblastele devin osteocite, cit, celulă osoasă și printre acestea se găsesc osteoclaste, osteoclaste care de asemenea în manual mai departe la glande am văzut sau vom vedea că sunt influențate de un hormon, parathormonul, PTH-ul, care le activează. Le activează pentru a face fagocitoză, pentru a mânca. Pentru că tendința osului este să crească în permanență, să se îngroașe, să se întărească, să se multiplice, să devină un os mai gros. Ați văzut copiii când cresc, cresc întâi în înălțime și pe urmă cresc în volum, cresc în um, osatură, în lățime. E, osteoclastele au capacitatea de a modela de a finisa oasele, de exemplu, după o fractură, două oase rupte, se sudează cu mult sesut osos, în care am îngrămădit acolo o seină, osteocite și așa mai departe, și vin osteoclastele și fagocitează și finisează acea fractură, astfel încât să facă un căluș uh, elegant, ca să zicem așa, uh, să repare de fractură. Deci, încă o dată, celulele osoase. Osteoblaste tinere, osteocite adulte, osteoclaste, cele de fagocitoză. E important să știm asta, pentru că dacă suntem întrebați ce fel de organite în um, celulare comune găsim mai abundent în osteoclaste, vom spune lizozomii, pentru că au rolul acesta de fagocitoză. Substanța fundamentală la os este oseina care este impregnată de săruri de calciu și fosfor, deci avem foarte multe săruri de fosfat de calciu. Oseina aceasta se dispune sub formă de lamele osoase. Iar în funcție de dispoziția lamelelor avem fie un țesut osos compact, se mai numește haversian la nivelul diafizei, fie un țesut osos trabecular sau spongios, arată ca un burete sau ca niște trabecule. Trabecule sunt ochiurile acelea mici de la burețel. Se găsește la nivelul epifizelor și în interiorul oaselor late și scurte. Acesta este osul nostru care are o diafiză și două epifize iar la nivelul diafizei găsim aceste canale lungi canale Havers care dau aspectul de os compact ele sunt înmănunchiate și bine organizate și atunci la exterior pare un os compact și chiar este un os mai dur, iar la nivelul epifizelor avem aspectul buretos sau trabecular de țesut osos spongios. Și ultimul țesut conjunctiv. Țesutul conjunctiv fluid curge, este vorba de sânge, care ca și celule are hematii și are celule albe leucocite, care ca și substanță fundamentală are plasma care uniformizează uh, volemia. Atenție la capcane, noi la sânge învățăm ca elemente figurate Uh, hematile, ococite și trombocite, numai că trombocitele nu sunt celule, nu au nucleu, nu au organite, înseamnă că nu fac parte din țesut conjunctiv ca și celule. Nu sunt celule ale țesutului conjunctiv, doar hematile și leucocitele. Bun. Deci, în toate categoriile noastre am avut țesutul epitelial, conjunctiv. Și acum discutăm de cel muscular. Țesutul muscular este de trei mari tipuri. Striat, neted și cardiac. Cel striat se găsește la nivelul mușchilor scheletici și se mai numește somatic, somascorp. Cel neted este de două mari categorie, atenție, nu le încurcați, Majoritatea țesutului muscular neted formează peretele organelor, se numește mușchi visceral, în timp ce la nivelul irisului avem un mușchi multiunitar, mai multe unități care funcționează în același ritm. Este tot neted, dar nu de tip visceral, ci multiunitar. Și ultimul, care este un amestec dintre primele două, este mușchiul cardiac miocardul. De ce este... Acesta e mușchiul? ne încordăm, se încordează mușchii pe noi. De ce este miocardul uh, un amestec dintre cele două? Vă arăt acum. Acesta este mușchiul somatic sau striat. Prezintă striații, are mulți nuclei, este multiunitar. Acesta este celula musculară netedă. Este fără striații și are un singur nucleu. Na, și acesta este celula musculară cardiacă. Are un singur nucleu, ca și musculara netedă, dar are striații ca și musculara striată. Deci e un fel de struțocămilă între cele două. Deci muscularul, trei mari categorii, striat, neted, fie visceral, fie iris, multiunitar și cardiac. Bun. Și în clasificarea noastră, în sfârșit, am ajuns la final. Discutăm despre țesutul nervos, pe care o să-l detaliați puțin mai mult la, sene, la sistemul nervos. Țesutul nervos are două tipuri de celule. Celula nervoasă principală, celula nervoasă, neuronul, și celulele de însoțire care îl ajută pe acesta să se hrănească, să producă mediatorii, să um, își îndeplinească funcțiile sunt celulele gliale. Astăzi ne-am jucat cu lecția de anatomie de la celulă, ne-am jucat cu țesuturile. În fiecare lecție, vedeți, aveți un cuprins, mergeți direct la capitolul care vă interesează și îl parcurgeți, îl puteți desena și voi, puteți să vă sintetizați și voi. Aveți și o parte audio care explică toată lecția, puteți pleca, puneți căștile în urechi și ascultați lecția din nou și din nou, repetiți o mest matter studiorum. Vă dorim mult spor la învățat. Sper că ați înțeles lecția de astăzi, sper că vă e mai ușor să o memorați. Nu uitați să intrați pe site-ul nostru wwwmeditații medicinăro Acolo puteți găsi mai mulți pași care vă ajută în parcurgerea um, informațiilor și fixarea lor pentru admitere, pentru că ne dorim foarte mult să luați admitere cu notă mare. În primul rând, trebuie să parcurgeți lecțiile, să faceți niște teme cu grile de începători, medii, pe care să le și vedeți explicate, să le înțelegeți foarte bine, pentru că ați văzut și din grile învățați noțiuni. În al doilea rând, trebuie să lucrați teste, teste contra cronometru, teste mai avansate, cu grile medii și avansate, și acolo aveți explicații. În al treilea rând, deja amestecați capitolele, lucrați din toată materia, faceți teste mixte, dați simulări și acestea pe site-ul nostru sunt însoțite de explicații. Și în al patrulea rând multe grile. Lucrați grile de exercițiu, vă treziți dimineața, beți cafeaua, faceți grile. Vă culcați seara până vine moșene pe la gene, faceți grile. Mai ales în ultima perioadă, înainte de admitere, e foarte important acest pas. Vă doresc spor la învățat și să ne auzim cu bine!